Primul punct în discuție a fost referitor la comisia de anchetă. Știți foarte bine că membrii birourilor permanente din Camera Deputaților și din Senat, reprezentanții PSD, au solicitat de urgență ca astăzi, la 12:30, să se reunească birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului pentru a avea pe ordinea de zi constituirea Comisiei Parlamentare de Anchetă referitoare la măsluirea datelor publice, referitoare la pandemie. Au fost o avalanșă de autodenunțuri în ultima perioadă. Am văzut declarația ministrului Voiculescu care spunea că au fost mermelite datele. Am văzut apoi declarația vicepremierului care răspunde de acest domeniu de sănătate, Dan Barna, care spunea că au fost cosmetizate cifrele. Singura soluție pentru singura variantă pentru USR Plus este ca astăzi, în ședința biroului permanent reunit, să fie de acord cu constituirea acestei comisii de anchetă și cu suplimentarea referitoare la datele privitoare la numărul deceselor din România. Este singurul fel în care USR Plus poate arăta că sunt consecvenți cu transparența pe care tot o clamează și nu este o datorie față de PSD. Este o datorie față de cetățenii României. Trebuie să vină astăzi și să voteze constituirea acestei comisii de anchetă pentru aflarea adevărului pe care tot îl clamează. O altă temă este cea legată de moțiunea de cenzură. Știți foarte bine că PSD a anunțat prin vocea președintelui că vom depune o moțiune de cenzură în această sesiune. Există un singur glonț, pe care avem voie să-l tragem într-o sesiune și acesta astăzi este într-o țintă mișcătoare, o țintă care s-ar putea să dispară la ora 17, când se pare că vor binevoi să se întrunească și să discute despre criza pe care PNL și USR Plus au generat-o în România. Dacă USR Plus decide astăzi să se retragă de la guvernare, această țintă mișcătoare dispare. Și vă aduc aminte, vă dau un exemplu. Moțiunea simplă. Am depus moțiunea simplă contra lui Voiculescu și ați văzut că a rămas fără obiect. În aceste condiții, o moțiune de cenzură trebuie depusă atunci când știm că avem rezultate. Și vreau să vă mai spun că acești oameni sunt decuplați. Sunt în bula lor, sunt în zona lor de confort pe grupurile de WhatsApp și nu-și dau seama ce se întâmplă de fapt în România. Nu-și dau seama cum trăiesc cetățenii României. Astăzi, cursul leu euro a depășit 5 euro la casele de schimb din bănci. Asta arată poate și încrederea despre care vorbea, încrederea investitorilor despre care vorbea atât de apăsat premierul Florin Câțu. Șomajul atinge cote imense, mai ales în rândul tinerilor. Scumpirile vin val după val, peste 18% la energie electrică și toate produsele alimentare. Și vin Sfintele Sărbători de Paști când toți vrem să avem masa cât mai bogată. Aceasta este realitatea crizei politice pe care acești incompetenți, inconștienți au generat-o în România. Firmele din România, din păcate, mai ales cele din domeniul Horeca, dar nu doar ele, se îndreaptă din ce în ce mai multe spre faliment, în așteptarea ajutoarelor promise și care nu vin. Măsura 2 este aproape blocată, măsura 3 nu mai vorbim despre ea. Despre colegul nostru, senatorul Florin Bodog, vreau să vă spun că am hotărât ca mâine la 11:30 să avem o ședință al grupului senatorilor PSD și că decizia este ca să votăm în conformitate cu raportul Comisiei Juridice.